Săptămâna aceasta, luni 8 decembrie, a avut loc lansarea cărții Avortul, ultima exploatare a femeii, de Brian Fisher, fondatorul organizației americane Online for Life, care de la înființarea ei din 2007 a salvat de avort peste 2000 de copii. Abordarea acestei practici este cu totul diferită și de aceea ne-am propus să comentăm acest eveniment cu doamna Roxana Puiu, psihoterapeut care a participat din partea Asociației Provita, filiala București, la acest eveniment editorial. Bună dimineața, doamnă! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această dimineață la Universul Credinței. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb, pentru început, care este perspectiva din care este discutată întreruperea de sarcină în acest volum la lansarea căruia ați participat? Perspectiva este una nouă, dacă îmi permiteți. Aș putea spune că ea, această carte, chiar completează cumva literatura de specialitate care era prezentă până acum pe piață, în sensul că pune într-un fel problema mai complet. Mai precis, bărbatul deseori era exclus din această ecuație a avortului. N-avea nicio responsabilitate. Da, era problema femeii. Iar acum, iată că această carte ne pune în fața faptului că bărbații, din umbră, într-un fel sau altul, influențează de cele mai multe ori această decizie. Fie la nivel social, fie la nivel familial. Ați vorbit așadar despre drepturile femeii, despre drepturile copilului nenăscut, despre responsabilitatea extraordinară pe care, din umbră, cum a spus, bărbatul trebuie să o aibă într-un astfel de caz. Care este situația în România? Știți, faceți parte din Asociația Provita. Da. În România, cam unul din doi copii este avortat. Așa. În momentul acesta, statistic. În momentul acesta, da. Iar în Europa suntem pe primul loc, din păcate. Iar la sarcinile adolescentine, pe al doilea loc. Dar acolo, în frunte, întotdeauna se pare. În ceea ce privește ce e mai rău, suntem în frunte. Da. Care este situația? De ce se întâmplă acest lucru? De ce unul din doi copii este avortat? Care este responsabilitatea bărbatului? Se implică el în această situație sau nu? Bărbații, în momentul de față, se cam spală pe mâini, să spunem așa. Ba chiar, cum să spun, exercită presiuni sub forma ori păstrezi relația, ori copilul. Ori divorțăm, ori faci avort. Și referitor la cealaltă întrebare pe care mi-ați spus-o, de ce se întâmplă așa, cred că factorii sunt multipli, atât la nivel psihologic individual, cât și la nivel, nu știu, transgenerațional, dacă ne gândim pe vremea comunismului, cum erau văzuți copiii și familia. Mă gândesc la Polonia, spre exemplu, care în perioada comunistă au avut o politică inversă decât cea noastră. Mai precis, acolo erau mulți copii avortați, iar în prezent ei, cum să spun, sunt o națiune fructuoasă, au 4-5 copii pe familie și mă gândesc că și acesta este un factor. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta în România, o țară majoritar ortodoxă? Nu vorbim de lucruri simple. Suntem creștini ortodoxi din totdeauna, avem niște precepte morale clare și iată că suntem pe primele locuri, cum ne-ați spus, și la acest lucru. Nu aș putea să zic, sincer, nu știu. E și pentru mine o întrebare. Probabil pentru că fiind o religie a majorității, ea nu mai este pătrunsă în adevăratul sens al cuvântului. Și poate lucrurile, oamenii le iau mai superficial, poate. Cum vă implicați dumneavoastră? Vă trec prin cabinet, sunteți psihoterapeut la asociația aceasta, care efectiv de ani și ani de zile salvează copii. Copiii se nasc datorită dumneavoastră, datorită Asociației Provita. Care este fluxul acesta? Cum depistați cazurile de mămici care ar face lucrul acesta și cum îi salvați? De obicei, mămicile sunt cele care ne abordează. Se află de cele mai multe ori într-o situație pe care noi o numim criză de sarcină, adică o sarcină... O depresie? Nu. Deci este o sarcină care apare într-un context de criză, nu știu, familială, să-i spunem, de cele mai multe ori. Fie nu sunt căsătorite, fie sunt căsătorite și nu mai vor încă un copil, fie au probleme financiare. Sau sunt prea tinere, sunt adolescente. Sunt prea tinere, deși adolescentele nu prea apelează la noi. Nu, probabil încă nu au autonomia necesară unui astfel de demers. Și ele cumva vin pentru că sunt confuze și au nevoie de puțină îndrumare. Cele mai multe își doresc copiii, foarte rar, nu știu, că am avut cazuri care nu și-au dorit copiii, dar sunt amenințate sub o formă sau alta. Este o situație de urgență. Cum acționați? Sunteți ca o cameră de gardă, aș putea să spunem. Da. Ce faceți în primul rând? Vorbim cu ele, le ascultăm și de cele mai multe ori, chiar dacă pare un gest mic, face foarte mult. Și încercăm de acolo să elaborăm un plan personalizat de
viață pe o perioadă de, nu știu, depinde de la caz la caz. Dacă este nevoie, intervenim și în familia acestora. De cuvântul dumneavoastră, de sfatul pe care Dumnezeu vi-l dă în momentul acela să-l dați persoanei respective, atârnă viața copilului. Da, nu-mi place să cred că dau sfaturi, îmi place să cred că ajut omul să găsească singur soluțiile la problemele lui sau, mă rog, ale ei. Și pot să spun că această metodă cred că are mai mare succes decât metoda clasică de a da sfaturi, să zicem. Am avut, spre exemplu, un cuplu foarte tânăr. Ea avea, cred că, 19 ani, el 22, lucra într-o spălătorie auto, câștiga bine, ea era, nu știu, ultimul an de liceu. Ea nu-și dorea copilul de teamă, el și-l dorea, ceea ce mi s-a părut un lucru extraordinar, și au venit împreună la consiliere, chiar și cu încă un prieten, pentru că era teama în momentul și așa. Și după câteva discuții și-au dat seama de fapt amândoi că își doresc, doar că ei era foarte teamă, fiindcă mama ei trecuse printr-o experiență cu mai mulți copii și nu a fost prea fericită. Poate, și sunt sigur că foarte mulți telespectatori ne urmăresc și poate din aceștia sunt și telespectatori care se confruntă cu astfel de situații. Ce sfat le-ați da? Cum să vă găsească? Cum să apeleze la dumneavoastră? Cum să îndrăznească să facă acest pas ca să obțină de la dumneavoastră acest ajutor, acest sfat? Deci consilierea este gratuită, preavort. Unde vă găsesc? provitabucurești.ro, iar acolo este o listă cu centre în criză de sarcină în toate orașele, aproape toate orașele României mari. Da. Și bineînțeles și această carte este... Nu este singura, sunt multe cărți despre sunt multe, care... dar pentru că ați participat la lansarea acesteia, să înțeleg că este un început bun, un pas către a veni la consiliere și către dumneavoastră. Da, de asemenea facem și consiliere post-avort, mai precis e o psihoterapie pentru că e un proces de mai lungă durată, cu familii, cupluri, femei singure, dacă este nevoie, da. Pentru că femeile și după avort se confruntă cu foarte multe traume. Probleme, da. Iar cele mai multe nu știu despre asta pentru că nu se vorbește. Și atunci avortul pare un rău necesar și nu se știe cât poate suferință poate să aducă. Vă mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi. Sperăm ca din această discuție cât mai mulți să fie un semnal de alarmă și cât mai mulți să apeleze la dumneavoastră dacă au nevoie. Vă mulțumim. Da, și eu mulțumesc.